emisiunea Hai să ne căsătorim își premiază participanții. Fiecare cuplu format în această toamnă în cadrul emisiunii va intra în concurs unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Iar telespectatorii sunt cei care vor alege câștigătorii prin voturile exprimate pe site-ul căsătorim.md. Cine sunt norocoșii vom afla într-o ediție specială de Crăciun în data de 25 decembrie. Fii cu ochii pe TV6 în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 18:00 și află cine va pleca într-o vacanță de vis. Baftă tuturor! Salutare și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Sunteți în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Eu sunt Lenuța Gheorghiță, cea care vă propune să vă faceți comoz. Dăm start acestei emisiuni și facem cunoștință cu potențialii noștri miri. Ion, Mihail și Ion. Eroina este Natalia. Rămâneți alături de noi pentru că vrem cu tot din adinsul, chiar în această seară, să unim destine. Natalia, 40 de ani, este contabil-auditor. În timpul liber, pictează cu plăcere. De altfel, cândva Natalia și-a câștigat existența din pictură, activând în Dubai, în domeniul designului de interior. A călătorit în peste 200 de orașe din toată lumea și este foarte mândră de asta. Preîntâmpină că noul său ales va trebui să se obișnuiască cu pasiunea ei pentru umorul negru. Natalia recunoaște că are un apartament, însă ar fi de dorit ca și viitorul său partener să dețină vreun imobil. Despre fostul soț, Natalia spune doar atât, a fost și a fost. Prea diferite erau valorile și educația fiecăruia. Acum eroina noastră este pregătită pentru o nouă poveste de dragoste. Bună seara, Natalia! Bună! Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. У меня для вас небольшие сюрпризы. Сама потребите, мульцумим день суфле, да, пифак его партии. Мульцумим. Мульцумим, мульцумим, мульцумим. Я не факу партии бона. Mai în glumă, mai serios, vrem să te luăm la întrebări și de seară vrem să-ți mulțumim pentru că ești în cadrul acestei emisiuni în care încercăm să-ți găsim sufletul pereche. Tu ești contabil auditor și în afară de asta pictezi tablouri. Ai avut un legământ frumos și un contract de muncă tocmai în Dubai. Povestește-ne ce ai făcut acolo, cum ai ajuns acolo și de cum de te-ai reîntors înapoi, pentru că o bună parte din tânăra generație rămâne acolo să stabiliști cu traiul. Я устроилась сразу изначально из Кишинева, был контракт с проживанием, вылетом и так далее. Я могла продлить, да, но по семейным обстоятельствам мама была не очень хорошо со здоровьем, и я вернулась обратно. Что напой? Напой нет. То есть мне изначально была цель попробовать себя, реализовать себя, да, потому что, ну, всегда говорили, что ну как художник, художник не может много зарабатывать, вот художники это обычно бедные люди, вот, может быть, после смерти, ну, как Зачайка, бы я попробовала. Прямо так все страшно. Есть пиктор де интерьор ла команда. Я повестиштене, че минунаци ей факут пе аколо? Ка ам целес, ка челор дин дубалор ле плачи так у инкрустери, на аур, на черамика, на че, че мисли? Ну, это в зависимости, конечно. Я оформляла разные интерьеры. То есть все было в зависимости, потому что да, они, конечно, любят золото, золотые все оттенки, цвета, это им очень нравится, симпатизирует, но опять-таки очень много в европейском стиле, в свободном, в ярком. На первый взгляд, посмотрим на логику, на первый взгляд очень симпатично, мне подходит она. Tu ai fost în Dubai 12 luni, după contract de muncă. Da. În aceste 12 luni ai găsit pe cineva potrivit să vezi vreun bărbat, că acolo după poze, eu n-am ajuns în Dubai. Dar cei ce văd, o, aleu, ia zi. N-ai avut nicio poveste de dragoste? Нет, ну, в Дубае вообще арабский мир, он совершенно другой. Вот, там, ну, они не воспринимают, как могут люди жить вместе, если они не в браке. Там так не живут. А то, Виолю, как шел, тривите на поэкас. Я, мне было интересно реализоваться, мне было интересно посмотреть, а как бы
менять религию, менять свои какие-то жизненные восприятия. Eu aici o să contrazic, eu cunosc foarte multe moldovenci care sunt acolo căsătorite și au fiecare și păstrează religia sa. Voi prea departe mergeți, deodată îi gândești, de ce? Нет, ну... Я хочу задать вопрос. Да? Ты тоже указала в анкете, что ты очень любишь путешествовать. Это по работе или для души? Это для души. А скажи мне, пожалуйста, в каких странах ты была в большинстве случаев? Это Европа, это или, Европа, да. Или Америка тоже? Нет, Америка нет. Для Америки, когда ты не замужем, с визой очень сложно. А ты путешествуешь одна или с подружкой? Или... Все в зависимости. У меня есть друзья в многих странах. То есть иногда я... Прилетаю я одна, а там нахожусь не одна. Интересно, семья, наша севенька, если позитивно. Какая страна тебе понравилась больше? Франция. Угу. Вот. Ницца, Париж. Хотела бы там жить? Если честно, мне дома нравится. Все хорошо. Да. Fetele, propun să o cunoaștem pe Natalia într-un aspect mai privat. Tu zici că deții un apartament și cauți un bărbat care trebuie să aibă neapărat și el un apartament. Nu vine el cu troaie direct la tine, dar dacă este bun și nu are apartament, îl luăm urba. O să gândim. Aha, bun. Dar povestește-ne despre căsătoria ta. Despre fostul tău soț, ce fel de relație a fost, mai ales că știu că ați avut și o afacere comună, ce s-a întâmplat în general? Și ce este cu afacere? Că și asta contează. Nu. В принципе, уже столько времени прошло. Как бы для меня Până te-ai decis să te căsătorești, cât timp ați întâlnit? Cât timp a durat această poveste de dragoste? Doi ani. Ați jucat o nuntă? Da. Cu nanaș, cu voal de mireasă, cu rochi. Dar ce nu a mers? Nu, человека другие взгляды. Se iubea prea mult? Слишком себя любил? Да. Дачи, до я не понимаю, ты легко знаешь, что ты любишь ты. Ну, вот не увидела. Да, когда дура та часть кастории? Брак год. То есть в общей сложности три года были? Да. Это критический момент, да, Кристина? Ты всегда говоришь, что три года еще? Есть разные, да, три года тоже. Тоже есть разные. Самый критический – это 10-15. Ну, у нас изначально было, вот для меня неприемлемо было то, что человек не хотел детей, то есть стремления к детям у него не было никакого. Да, апартамент, pe care l-ai tu, bunul tău material, да? Ți aparține doar ție sau îi aparține și soțului? Нет, у меня квартира была до знакомства с мужем. А родители чем занимаются? Родители у меня работали всю жизнь, сейчас на пенсии. Да, я понимаю, профессия. Папа у меня наладчик нестандартного оборудования. Как интересно. Наталья, да что это кофачере? Мама товаровед. Кофачере комуны. Как вы зашли на метро комуны? Что с вами кофачере? Что кофачере для этого А, у нас был общий бизнес, связанный с IT-технологией. То есть это была разработка сайтов, поддержка А кто из вас разбирался в IT-технологиях? Ну, не я. Поэтому я и спрашиваю. Видимо, ты была как бухгалтер. Я финансовая часть. Я отвечала за финансовую часть. И как вы разделились? Ты просто взяла и ушла? Я просто взяла и отписала. Сам разбирайся со всем. А, ему все отдала. Все отписала и все. А прибыльная была компания? Ну, да. Никто не играет в неприбыльные. Da, mi-a plăcut. Mai mult drumul, e și eu больше. Spune-mi care este trăsătura principală de caracter pe care ai vrea să-l vezi la potențialul tău sau viitorul tău soț? Мне нужен мужчина ответственный. Вот, человек, который отвечает за свои слова и поступки. Вот. И умеет любить. Уделять время, заботиться. Да, это надо развить это слово, потому что любить – это понятие растяжимое. Я говорю, умеет любить. Некоторые, не только себя, да, любить только... и свою партнершу. Да. Это очень важный критерий, потому что карта так построена, вот с дисцендентом во льве, высокое очи солнце, вы родились под знаком стрелец, и попадаются действительно себелюбящие такие мужчины. Кстати, как насчет отношений с отцом? Папа для вас до сих пор идеал? Или все-таки...
Ну, не прям самый идеал, но я, конечно, сравниваете такая вот папина дочка. Папа, конечно, это видно. А сравниваете мужчин с папой? Потому что если будете сравнивать, никогда не найдете своего идеала. Нет, нет, это нереально. А что папа, нереально? Найти ну, такого? Папа мне говорит, что такой, как, таких, как, вот я, как я, уже будете... не выпускаю. Вот я про это. Если будете сравнивать с отцом, никогда не найдете себе мужчину. Нет, я не сравниваю. Вы заботливая, на самом деле, женщина. Все-таки лунное начало тоже есть. Но очень сильно защищаете свои границы. То есть для вас важна очень свобода. И нужен действительно соратник, мужчина, которым можно было гордиться. Статусный, почему бы и нет. Чтобы было образование, чтобы была профессия, чтобы зарабатывал. Самое главное, чтобы вы вместе путешествовали. Вот, к сожалению, вот либо вот такой нарциссический типаж попадается, либо вот мужчина, который до папы не дотягивает, либо вот есть один критерий в карте, который меня чуть смущает. Он у вас будет работать до конца марта 2023 года. То есть можно влюбиться, можно очароваться очень сильно мужчиной, отношениями. Там, он может там бизнес-планы какие-то даже пообещать, предложить. Но в конце, возможно, сильное разочарование. Поэтому я вас предупреждаю, бдите, будьте бдительны, да, в кого вы сейчас можете влюбиться. Да. Este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaștem pe potențialul Mirii cu numărul bun, să vedem dacă tocmai el este cel mai potrivit pentru eroina noastră, Natalia. Rămâniți alături de noi! Natalia, добрый день! Добрый! Меня зовут Иван, это вам. Спасибо большое. Очень хорошо вы умеете. Спасибо. Ручку. Позвольте, я вас провожу. Благодарю. Ion, 38 de ani, este un om puternic la propriu, dar și la figurat. Lucrează antrenor la o sală de sport și este nutriționist. Înainte de asta, timp de un an a învățat arta culinară, iar 3 ani i-a dedicat studiilor în domeniul energetic. A trăit 16 ani pe insula Sahalin. Periodic alege să se retragă pe vreo 2-3 ani și spune că se simte perfect unul la unul cu natura. Are un apartament la Chișinău și încă unul în orașul Anapa. Își dorește să devină o personalitate cunoscută în țara noastră și să schimbe viața oamenilor. Mai visează să-și deschidă propria sală de sport. Ion își amintește cu multă căldură de prima dragoste, dar distanța dintre Sahalin și Chișinău le-a răpus iubirea. Domnul Ion, ce mă bucur să te revăd. Om puternic și la propriu și la figurat. Dar leacă mai slăbit și drept e drept. Da, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Te pregătești de iarnă? Păi da, un pic. Vai, dar ce frumos, da, ce frumos te-ai pregătit. M-am pregătit. Îmi place extrem de mult. De unde ai cam așa aceasta? De la Piața Centrală. Tu singur ți-ai procurat-o? Da. Ion, pe lângă faptul că ești antrenor la o sală de sport, am înțeles că recent te-ai reprofilat. Ești nutriționist. Da, te-a povestești de unde până unde. Și am și un program de alimentație foarte fain. Pentru dumneavoastră, cu reducere, 150 de euro. Dar este personalizat. Eu să am așa bani, nu mai mănânc nică. Da, aveți o consultație timp de o lună de zile cu mine. Păi da, de aia tu ți-ai făcut un an de studii de bucătar. Acum știi cu siguranță ce alimente este bun, ce nu este bun. Dar tot este acumulat de ani, de zile. Câți clienți ai în prezent? Mai mult de 20. Vin femei mai mulți ori bărbați? Mai mulți femei, da. Primul concurent e Jos Pălărie. Merită aplauzele la tăți. Tu, anterior, când ai mai fost în cadrul acestei emisiuni, ziceai că ai un vis pe care vrei neapărat să-l realizezi, să devii o persoană, o personalitate vestită în țară. Ești? Da, la moment a trecut un an de zile și pot spun cu siguranță că sunt foarte popular, mă cunoaște foarte multă lume, chiar mergând pe drum, unde n-aș intra, toți vor să fotografieze, dau mână și asta mă bucură foarte mult. Dar și nu te-ai înviat vreuna acasă? Nu mă să fotografieze, zic, hai vină la mine, hai un pic. Aici e un pic mai complicat. De ce? Eu caut o femeie să fie din urma spatelui meu să mă sprijine, să mă susține. Trebuie una mai zdravnă ca tine. Nu, trebuie să ai o inimă bună. Să te vorbești moral. Deci trebuie o femeie care să te aștepte acasă. Să mă aștepte acasă, da. Eu să stau liniștit atât timp cât eu cuceresc lumea și din punct de vedere și financiar,
să știu că am unde trage și cineva mă așteaptă. Ionica, dar care sunt aspectele cele mai importante? Cum trebuie să fii femeia ta? Uite, cum o vezi tu? Neapărat trebuie să fii una dintre alea care să o stă la sală 24/24? Nu, ori pentru tine contează să te iubească, să te respecte, da, și... Da, sigur, sigur. Să aibă un suflet mare, să fie bună la inimă și să mă aștepte ca să fie fidelă și să ne înțelegem. De ce vorbești de fidelitate? Ai avut vreo istorie aparte la acest capitol? Ca toată lumea, sigur. Normal, da, dacă nu reușești acasă să prășești grădina. Nu toată lumea a fost înșelată. Eu de exemplu n-am avut așa istorie. Nu vorbesc de înșeală, da? Nu, n-am fost înșelat, dar sunt... Infidelitatea nu este aceea? Mie foarte nu-mi place când femeia amăgește. Asta nu este sincer. Asta nu este sincer. Multe femei căsătorite s-au dat la dumneavoastră. Multe femei căsătorite s-au dat la dumneavoastră. Aici aveți dreptate și nu înțeleg de ce majoritatea femeilor căsătorite se dau la mine, da. Dar eu după 35 poate de ani am înțeles, nu. Și mă feresc de așa femei. All inclusive, la 7 stele în Dubai. Eu lucrez la antrenori și văd foarte multe familii fericite. Dar când te bagi mai adânc, culmea fericirii absolut deloc. Și nu copiii, mai bine, majoritatea sunt traumați. Eu antrenez copii 14-16 ani, sunt traumați. Nu știu și asta dragoste, n-au emoții. Nu, stai, este secolul acum de iPad-uri și de toate nebuniile. Asta e altceva. Iată, 2000 ani ești încoace. Dumneavoastră aveți așa un serviciu, așa un lucru care presupune că vă vorbiți foarte mult cu persoanele, da, comunicați, stați de vorbă, chiar și energetic vă schimbați. Cum vă descărcați? Mă descarc la natură. Eu știu despre asta, că dumneavoastră vă duceți și stați mai mult timp. Eu m-am născut în Călăraș, statul Țeliște Nouă, și acolo la vreo 70 de metri este un stejar. Că 3 de al de mine n-l pot cuprinde. Și eu când simt că sunt descărcat, mă duc și stau acolo, un ceas, două, cât sunt nevoie. Și revin înapoi la Chișinău foarte încărcat și plin de viață iarăși. Ionica, dar cât de aproape te-ai apropiat de visul tău pe care ți-l dorești extrem de mult să-l faci realizat? Ai spunea interior că vrei o sală proprie, sală de sport. Vreo 60%. Tu ai spus că vrei să fii o femeie care să te aștepte acasă, dar mireasa noastră de astăzi foarte mult iubește să călătorească. Da, păi să călătorim împreună, nu? Eu tot iubesc să călătoresc, sigur. Eu chiar anul acesta am fost în 7 țări și am văzut... Cu cine? Singur. Așa mi-am luat bilet și am plecat. Bravo. Tu nu mai ai prieteni? Eu nu cred în prietenie. Cu cine faci confesiuni? De ce? Noi avem de nevoie ce, să portăm dialog. De ce nu credeți în prietenii? Cu oamenii apropiați și cu natura. Ionica, nu mă nebuni de cap. Noi, toți oamenii, avem nevoie ca cineva să spună că ești bravo, că ești pe cale ce dreaptă, ori că ai greșit, tu trebuie să vorbești, trebuie să stai la o masă, la o cină. Au nevoie cei slabi. Schimbi uneori și jarul ajută. Da, eu nu sunt slab. Eu am o lume foarte interesantă. Nici eu nu sunt slabă, dar tot am nevoie de dialog. Când sunt singur, sunt foarte fericit și mi-e foarte interesant. Он один счастлив. Ну вот, бабес, вот кто тут пришел? Ион, мама a revenit în țară, ori tot rămâne acolo la Сахалин? Ну, мамика n-a revenit. Eu am fost la ea o lună jumătate în urmă. Am vizitat-o pe 20 de zile și m-am întors înapoi. Stă bine, tot ok. Noi am văzut. Mulțumim. Apropo, tu când le reușești toate platformele sunt atâtea, Facebook, Instagram, TikTok, ai câți urmăritori pe TikTok? Mă repet, mă încarc de la natură și eu am energie să fac tot, singur. N-am comandă, n-am cine să mă ajute. Nu are familie încă. Singur. Dar pentru ce ați venit cu Buzdugan, așa un fel de instrument? Cred că ca să mă redeie pe mine. Simbolul puterii. Da. Asta e. Aici e puterea mea. E din lemn, din stejar. Numai nu dintre acela care mâncat. Dintre acela care te încarci cu energie. Dintr-un ram. Bun, Ion, este momentul potrivit în care cu siguranță toată lumea abia așteaptă să vadă ce surpriză a pregătit pentru eroina noastră, Natalia Ion. Ion, ți-i succese mari și într-un ceas bun, te intrăm în cenă să vedem ce surpriză ai pregătit. Mulțumesc.
Наталья, как было принято в исторические времена, короли выбирали себе надежных жен. В то время как он правит страной, кто-то должен охранять очаг семьи. Позволь надеть на тебя накидку королевы. И если выберешь меня, будем вместе править Молдовой. Спасибо. Теперь я приглашаю тебя на танец. Вкусно пахнет. Спасибо. Ну, означает, сколько мы живем на этой планете. Очень важно иметь доброе сердце и ценить то, что у нас есть. К сожалению, люди часто не ценят то, что у них есть. Да, есть и такие. И плачут, когда теряют. Есть такие. Жалеют об этом. Немножко не про меня история. Спасибо. Спасибо. Ionica, ca de obicei, bravo pentru așa surpriză. Ionica, tu, ca de obicei, de altfel, pe noi ne faci și obișnuiți tot timpul cu o surpriză mai specială. Îți dorim succese mari. Mulțumim. Neapărat mi-aș, nu știu, m-aș dori extrem de mult ca să-ți găsim sufletul pereche, să fii fericit. Între timp, așa este regula acestei emisiuni, te invităm în camera de așteptare și cine știe, poate tocmai pe tine, te alegi frumoasa noastră ieroină. Cât mai avem ceva sfânt, vom trăi pe acest pământ. Cu siguranță. De altfel, ca de obicei, Ionica lasă o amprentă așa mai specială, o alură de asta, știi? Ți, ți-a plăcut? Da, interesant, общительный, но мне кажется такой очень себелюбивый. Uh-huh. Да, păi, logic, nu trebuie să te iubești singură pe tine? Нет, нормально, мы все должны себя любить, но есть стадии, которые превышают там уже нарциссизмом. А каким должен быть мужчина? Уверенным в себе, конечно. На самом деле он очень интересная личность. Mm-hmm. И настанет тот момент, когда на самом деле появится женщина, которая сможет быть рядом с ним, и он ей это позволит в первую очередь. Ну, сложно. Потому что он не всем позволяет быть рядом с собой. Сложно. Видишь, он держит людей на расстоянии. Да, да. Ну, есть свои тоже причины. Сложно создать именно партнерские взаимоотношения с таким психотипом, но, тем не менее, он очень заботлив. Мы один шпиенц, да. Мы один шпиенц, да. Мы один gândirea lui și în felul lui în care el își dorește să intimeze o familie, el este foarte clasic, este un bărbat clasic. Da, такой, da, домострой. Da, da. Dar spun că încă n-a venit timpul când el poate să-și permită să scoată coroana, să o lase acolo și să fie doar bărbat pentru femeie. Eu cred că eu o să găsesc o femeie potrivită care o să accepte să trăiască alături de un rege, iar ea va fi alături o regină. Ar fi minunat de asta și doresc și să fie pe relații pe partener. O să-l mai povestim pe Ionica pe la final de emisiune când facem recapitulare, iar între timp este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaștem pe potențialul Mirii cu numărul 2. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. От меня маленький презент. Дайте я вас поцелую. Спасибо. И можно проводить? Да, благодарю. Осторожно, ступенька. Mihail, 42 de ani, lucrează într-o companie de servicii funerare, însă este pe punctul de a pleca în străinătate ca să se angajeze acolo la o muncă mai bine plătită. Afirmă că în ritmul de viață pe care îl are, nu-i mai rămâne timp pentru niciun hobby. Speră să-și procure în viitor un automobil și un apartament la Chișinău. Nu are experiența unor relații serioase, dar simte că tocmai a venit momentul să se implice cu dedicație. Pentru nimic în lume nu s-ar putea îndrăgosti de o femeie care a stat la închisoare sau care e certată cu legea. Preîntâmpină de asemenea că nu-și dorește o mireasă cu kilograme în plus, pentru că tare mai vrea să o poarte în brațe. Mihai, bună seara! Bună seara! Ne bucurăm să te revedem! Un om foarte și foarte ambițios, cel care a zis că neapărat în cadrul acestei emisiuni vrea să-și găsească sufletul pereche. Ce ne-ai dus? Un mic prezent din partea mea.
Mulțumim din suflet. Așa, mă scuzați. Mersi. Așa încep, nu știu, după ceas împotriva celor de cesornic. Aici eu horoscop am amelei bubi. Dar ce ai tu cu horoscopul? Ia povestește-ne. Eu cred în horoscop. Tu crezi în horoscop? Da, cineva nu crede, eu sunt mai credul așa. Poate sunt mai naiv, poate sunt mai ludic. De câți ani ai început a crede? Nu știu, de mulți. Eu îți doresc succes. Ți-ai mi-e perfect, pașaportul românesc, ziceai că ai un vis, că vrei, intenționezi să pleci în străinătate. Da, o să plec sau cu biometricul sau cu viză de turism. Dar ce muncești acum în prezent? Bă, șomer. Șomer. Dar din ce trăim? Sponsorizări. Cine este sponsorul ăla care plătește rudele. Facturile? A, nu, facturile nu. Prezența mea în studio. Dar cum adică rudele? Eu tot am rude, dar nu știu cum să le scriu. Scriu cerere de a obține niște sponsorizări. Nu, adică mă sponsorizează să vin să apar în... la televiziune, da? Comunale, internetul, gazul. Bă, e că aici spune și nou. Deci tu, Mihaela, spune că are sponsor care îl plătesc ca să vină pe micile ecrane. Deci am persoane care nu pot să vii alături să mă susții, dar pot să mă susții financiar. Adică dacă am un card bancar care nu e expirat, poți transfer niște bani. Eu am tot, am două. Nu poți să-mi faci nou pe un transfer. Nu, asta trebuie. Asta mai în glumă. Ceva straniu. Asta dumneavoastră glumiți sau... Nu, serios. Nu, eu zici că are niște chiar... Nu, e foarte serios. Adică florile numai astăzi nu a fost eticheta cu reclamă. Deci, practic, mi le-au... Разуит. Я не знаю, что это такое. 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 Да ну импорта чине. Я голоду мне вас. Во пермите, как чине вас. Да, морал я и финансар я оцен мить. Адика я ну к. Аста ну я аста к ей мили. Разуеск. Да, аста аста ну к ней ну надо ничего требовать. Листа меди датори. Фарте странно. Несет какой-то бред про какие-то переводы, карточки. 42 de ani împliniți, mulți ani înainte. Cum s-a întâmplat că în drumul vieții n-ai avut nicio experiență, nicio relație serioasă cu sexul opus? De ce? Nu a fost. N-am întâlnit o persoană care să mă... Tu ai scris în anchetă că îți dorești neapărat să fii o femeie potrivită și tare, tare să nu aibă kilograme de prisos pentru că vrei să o porți în brațe. Ar fi de dorit. Dar ca să ne dăm seama, că tu câte kilograme ai? 60. Deci ea trebuie să aibă vreo 58 maximum. Depinde ce înălțime are. La 1,75, da, 50 ai nu poate să le aibă. Femei care să aibă înălțimea 1,75? Da, plus minus, adică nu mai mult de 1,75, okay, eu am 1,69. Draga noastră, Natalia, cât kilograme ai? 65. Здрасте. Nu e легка кость. Не легка кость. При ее росте, то есть у нее должно быть больше. Bun. De ce ai repetat de în chestionar, ai indicat de altfel că nu ți-ai dorit niciodată cu o femeie care are o tangență sau a avut cumva antecedente penale, contravenționale. Da, asta că dar ce, ai găsit în drumul vieții așa femei? Des s-au întâmplat chestii, că sunt. Mă rog. Unde le găsești? Așa, din auzite, din cunoscuți, din... Nu e de dorit. Deci, nu dacă are acumulați credit, istorie citat, auzite, nu... acumulați doar lucruri frumoase care este vă se petrec în viața voastră. Este experiență de viață personală și este experiență de viață de la... Despre ce experiență vorbim? Anume, la dumneavoastră trebuie să apară așa o femeie pentru care eu o învăță zodia pește. Și peștele atrag femeile care au stat la închisoare? Nu neapărat, dar... El simte așa. Da. Mihai, Mihail, a fost vreo domnișoare care... Nu s-a purtat onest, spre exemplu, sau a mers la escrocherii vis-a-vis de dumneavoastră? Nu. Ați avut eu noroc, tot timpul înseamnă? Am fost în datorie, în minus, nu contează. Eu tot timpul am vrut să am față, să vin, să mă prezint, nu contează. Eu nu s-o cot, că am cumpărat o haină, am cumpărat o bijuterie, am pus o pisă. Nu, mă refer o vreo domnișoară care nu s-a, n-a fost cinstit. Nu. Și chiar s-a fost, eu n-ați vă spun. Zi-mi, te rog, chiar tu ce funcții deții și, în general, ca să înțelegem în ce domeniu ai activat? Uite, tu vrei să pleci în străinătate, da, pentru că da, vrei să obții da o muncă mai bine plătită, dar ce știi a munci? Știu, am munci unde am mai fost, dar eu am fost prin, nu direct, adică la oficiu, da, în Polonia, intri, bună ziua, măi, imi n-ați zis ca Mihal, Oleie, tac, mogu, stroi dahi. Poloneză, da. Așa, dar ce făceai în Polonia? În Polonia eram la canalizări, adică trubi de 6 toane. Și acum tot acolo vrei să mergi? Da, dar deja direct, nu prin intermediar.
Că acolo, adică din 2000 de euro, intermediarul îți mai... Da, cum se numește meseria asta? În construcție. Dar în copilărie, pentru că fiecare dintre noi am avut în copilărie un vis. Fie că ai vrut, nu știu, cosmonaut, că așa era pe timpurile noastre, că copiii de vârsta mea așa își doreau. Fie artist, medic, profesor, tu ce vis ai avut? Ce îți doreai să devii? Iluzionist. Nu, eu am studii în art, plastice. Ok, tot deci cu, deci cu cifrele nu aduc, deci cu contabilitatea. Eu sunt umanist, nu sunt realist. Chiar iluzionist, ar zice eu. Iluzionist. Dar dacă stai și te gândești la vârsta ta de 42 de ani, ce este mai important? Familia ori munca? Familia e mai importantă. Depinde cu cine locuiești, în cuibul. Но если сравнивать его со мной, то это небо и земля, конечно. Am menționat la emisiunea când ai fost anterior așa, că îți dorești copii deja. Da. Ar fi un avantaj, fiindcă și Natalia își dorește copii. Și nu unul, îi dorești doi, trei. Îți place să călătorești, nu? Oricum, da, dar copiii trebuie să-i faci acolo unde ai casă. Mihai nu are, Mihai abia și-o perfectă tactică, că vrea să plece la muncă. Eu cred că el încă o să călătorească. Da? Va călători, da. Deci va munci mult. Și acolo îți găsești o pereche potrivită? Știi eu, că are dreptate. Eu știu cine știe adevărul. Din trei, numai o persoană știe mai care multe. Care mi-e aproape de Dumnezeu. Bun, Mihai, acum este momentul potrivit în care vrem să vedem ce surpriză ai pregătit, pentru că toți stăm în suspans. Succese mari! Vreau să interpretez o tradiție, adică portul popular la nuntă, dezbrăcatul miresii și rog ajutorul lui doamna Lena. Doamna Lena. Lena. Se numește Despodobitul Miresii și este o tradiție frumoasă pe care cu siguranță vrem să o transmitem și tineri generație. Deci, știi cum e tradițional? Cel mai important la nuntă este așa, mireasa, pentru că ea este în voal și voalul trebuie Despodobitul Miresii așa să o face, să scoate voalul mirisii. Eu recunosc că nici eu n-am fost nașă, dar am avut parte de multe nunți. Așa, ca să fii frumos, să-l punem în ție un pic. Noi n-avem, noi nicio problemă, nu votim nu principalul... avem vornicică așa, grămâi așa. Nu, nicio problemă, nu votim. Iar ție, logic și tradițional ar trebui să-ți spun, să-ți... Așa, da, să-ți fac așa frumoasă, da? De altfel, așa se sub înțelege, baticul o purtau femeile măritate. Ca să fii gospodin. Păi Mihai, dar tu frumos să stăt cadrul. Surpriză foarte agresivă, tradițională, конечно, clasă. Tot e pentru tine și ca să-ți margă bine așa tradițional să pune la noi, cel puțin la moldoveni, la basarabenii noștri minunați, tradiție. Ăsta este banul mirise. Ia cu el, gestionează și-și cumpără ce-și dorește sufletelul. Eu am glumit un pic, Mihai, de să-ți o voală înapoi, pentru că voală se transmite pentru cea care este de altfel vornicica, cum ar fi prietena de suflet. Daruri pentru mire și mireasă. Și un prosop. Așa îmi vine să te înfâși. Da, rozovă e la domnișoara. Așa, ți-ți mergi, bine, ți-ți mergi, lasă, ți-ți mergi și roză. Da, m-ați făcut. Nu te-a făcut, vrem să te să... Așa, pentru că coana mireasă, o să-i dăm, vai de mine, dar voi chiar s-a făcut tradițional, exact mulți ani în urmă, tradiția aceasta, veneau toate rudele la Despodobitul Miresii și așteptă tot satul pentru că după aia să dădea și torta miresii. Așa, ca să vă meargă bine într-o covertură și așa trebuie să meargă, pentru că totul se face într-un tandem. Tu ești sigur că vrei să te măriți? E bosie asta, băi. De principal, ține minte, ritual. Tradiția mea, ritualul e acolo unde ai lucrat tu până acum. Am înțeles, la servicii funerare. Nu vă spun de numele. Hai, pentru un ceas bun și cu Doamne ajută. Mi-am jucat. Aplauze! Stiniți lumina în studio. Mulțumim pentru că am avut și această parte, da, a fi în cadrul acestei surprize minunate. Mihai, ții succese mari. Mulțumesc și te invităm în camera de așteptare. Nu mă optimism. Ia că o să am dat apă la moară, o să aibă lumea și poveste. Lența Gheorghiță a fost în rol de nașă. Ți s-a plăcut în rol de mireasă? Da. Despodobitul mirese. Este o tradiție absolut fantastică. Da. Dar că nu știu dacă alături de Mihai te vezi tu mireasă, dar până la urmă este o surpriză. V-a plăcut fiților? Mi-a plăcut, surpriză, e foarte autentică, de altfel noi n-am avut așa ceva, da, așa o tradiție frumoasă, dar vreau să spun că uitați-vă ce exemplu avem noi, două personalități absolut diferite, ambii sunt pești, unul a venit și este o ambiție într-o chipată și altul a venit și
el... La cine faci tu referire? La Ion. La primul mire, da? Da, și la Mihai. Și Mihai este, așa îmi pare mie, că el este un, o persoană fără ambiții multe. Uite, să ajungi la 42 de ani, fiecare are în viața lui multe obstacole sau circumstanțe care el nu le poate să treacă, dar fiind ambițios, omul întotdeauna ajunge acolo unde vrea. Dar iată că... Dar de ce? El are scopul bine determinat. Omul a zis clar că vrea să-și facă actele și să plece în străinătate pentru că vrea să-și cumpere casă. Cuvrutul a rămas tot acolo unde și nu, dar zi de luăm în calcul, tu doar știi că... Da, tot, sunt diferite aspecte. Deci tot harta natală contează. Într-adevăr, Mihai a avut o bună parte din viață, o perioadă, să spunem așa, mai complicată în atingerea scopurilor sale. Între vârsta de 42 și 50 de ani, are posibilitatea, într-adevăr, să realizeze ceva ce își propune. Mai avem un component al mere care așteaptă să-i facem invitația, așa că cine știe, poate tocmai este cel mai potrivit. Rămâneți, hai să-l urmărim pe potențialul mire cu numărul 3. Добрый день, мам. Мы желаем, я желаю, чтобы у нас что-нибудь получилось в грани семьи. Я вам благодарю букет Спасибо. Маленьких цветов. Эпицентр этого цветка и гамма цветов я вижу в себе, поэтому их соединил, чтобы много не смотрели на них. Я думаю, что у нас получится, если мы пообщаемся, увидим, кто мы. И я надеюсь на что-то вкусное, приятное и на долгосрочное время. Жизнь покажет. Спасибо. Да. Ion, 54 de ani, este directorul unei companii de arhitectură și construcții și prin cumul șofer de curse lungi. Are studii superioare în pedagogie. În timp a mai învățat să fie manager, sudor și șofer. Este un om cu o poziție de viață activă și cu venituri destul de bune. Afirmă că nu are vicii. Este văduv, iar cei doi copii care sunt deja adulți locuiesc în străinătate împreună cu familiile lor. Consideră că bărbatul întotdeauna este capul familiei, iar femeia gâtul. Acum Ion este în căutarea celei care ar vrea să-și asume acest rol. Ar fi bine dacă viitoarea parteneră ar avea propriile hobby-uri și interese, dar și pasiunea pentru călătorii. Domnul Ion, mă bucur că sunteți prezent în cadrul acestei emisiuni și nu este o premieră pentru dumneavoastră absolută. Ce schimbare aveți în viața privată, dar și cea publică? Trăiesc liber. Până acum și erai, nu erai liber? Calm, cu toate posibilitățile care sunt existente. Sunt mulțumit de toate. Aș vrea a doua jumătate să fie cineva lângă mine. Dumneavoastră și... ați fost în cadrul acestei emisiuni. Și dacă țin minte eu bine, ați ieșit la, de braț și la mână cu... Și nu odată. Da, fie din vorbesc de ultima emisiune, mai anterioară care ați fost. Ați ieșit din această poză de televiziune alături de o fată frumoasă. Ce, nu a mers? Da, ea vășel из этой программы с очень замечательной девушкой, но у нее были вичи, которые мне не понравились. Чего вот? Вичи? Вичи были у нее, недостатки. Да. Она, ну, недостатки на русском языке. До конца, до самого даты? Нет, не сразу. Буквально на второй день. Да, прима. Я увидел... Уйте, та еще день телевизионе. У нее идусь об фемея, так как создай сама, как я не мерджи, ну и окей. А я не видел, то лау антрон, ресторан. Ам фост лау премларе, вольник, cu automobilul, ne-am primblat. Primblare volnică? Da, parabolă prinuditelnă. Я не сказал принудительно. А что за термин? Dar de ce ne-ai dus-o, băi? De ce femeile sunt flământe? După vin la televiziune până ai atâtea emoții. De ce n-ați mers undeva să luați o cină, să povestiți? Pentru că omul când este flământ, e mai răutăcios. Ea ne... Eu nu depind de alte gânduri la alte persoane, că să fiu mai rău, ori mai bun în careva momente, ori fără momente. Eu sunt
calm, n-am probleme. Și vorbești foarte voalat, așa deasupra, așa că sunt deranjez pe nimeni. Da, da. Очень странный жених, очень неуверенный в себе, очень часто горбатится, плечи уходят вперед. До меня вастра кум один че троица? Я вам о вере. Ши о вере, че о вере ва дучи бань? Я вам и мобилуры, карли да он кирии. Троица день кирии. Ам конструкции, да, карли вин. Ilia este din Federația Rusă Original și este prietenul sau companionul domnului Ion. Hai să-l salutăm. Илья, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Слава Богу, хорошо. Скажите, пожалуйста, что порядок ведь Ион? Есть он барбат достойник, реализат, он пленит. И до каких лет вы сентец приятен? Вы спрашиваете про Ивана. Ну, Ивана я пишу только с наилучших моментов. То есть я его знаю хоть и недолго, но знаю как очень ответственного человека. Очень порядочного, который свои слова он на ветер не бросает. Скажите, пожалуйста, вы с ним вместе ведете бизнес? Нет, нет. Мы с ним художники, то есть по профессии. А, и он там Я с отличием заканчивал художшколу, тоже учитель черчения и рисования, как и он. То есть мы с ним одной профессии. Да, да. Но как бы бизнес у нас разный. А долго ли вы знаете друг друга? Ну, как бы достаточно, чтобы знать, как бы, наилучшие качества. А скажите, пожалуйста, было такое, что Иван знакомил вас со своими предыдущими спутницами? Он про них рассказывал. А что рассказывал? Ну, рассказывал, что как бы он надеялся, то есть он как бы питал... большие как бы чувства и планы на то, что создаст семью там и будет семейный очаг. Но что на ваш взгляд ему помешало создать этот семейный очаг? Кажется... Женщины были виноваты, нехорошие были? Нет, ну все женщины были хорошими, но просто, видимо, у них были... Может быть, Ваня у вас капризный? Нет, у них просто были, видимо, планы совсем... другие. Ce planuri ai? Pentru că eu știam că tu ești șofer de cursă lungă. Eu doresc, я намерен создать семью, действительно хорошую семью. Намерен выбрать или уже выбрал одну женщину, которая была очень любимой. Что, чья есть фамилия? Олежин. Мне кажется, что он придумывает на ходу. Mai șofezi, pentru că aveai, erai în comun șofer de cursă lungă, mai este valabil această meserie. Asta în orice moment eu plec. Copiii adică, ce-ți fac? Unul era în Germania, celălalt era stabilit în Federația Rusă. Unul doi detei, obaie juridice образование, один в Москве, один cum a reacționat copiii noastre că am văzut pe micile ecrane în căutarea unei femei? Очень хорошо, они посмотрели с одной стороны и с другой, несколько раз посмотрели программу. И увидели, что действительно женщину, которую выбрал, она не соответствует. Bun. Ну и браво, ши архитектор, шинка, ши шофяза, шофер де курса лунга. Din start, când ai pășit pragul acestei post de televiziune națională, ai scris că ați dori extrem de mult să pleci într-o vacanță tocmai în Cipru. Da, cu o femeie. Ok, eu când am un vis și dacă nu merge, eu mi-l fac oricum visul împlinit, cu ori fără. Tu, în această vară, ai reușit să pleci în Cipru? Unde a fost vacanța ta? La Cipru nu. Eu la Germania și am cu Germania, Franța, da. În Germania tu ai familia ta. Acolo ai copilul tău, ai... Ce ai tu acolo? Da-ți clasificăm așa. Hai. Familia mea nu este... Am copii, unul în Germania, unul în Moscova. Asta tot e familia ta. Este din Moscova, eu l-am îndrumat și l-am adus acum în Moldova. Fiindcă starea acolo nu e prea bună, nu e prea onestă și așa. Acum el lucrează pe sistema în IT, are doi copii, bine mersi la dânsul, sfărim o companie de IT sistemă. Выдает себя не за того, кем он является на самом деле. Наталья, что мы дорешьте копии? Дорешьте кяр, да. Да. Ястрева, мы дорешьте копии. Обязательно постараемся детей делать это и вырастить их, конечно, надо.
У меня двое детей, чтобы вы поняли, 27 лет и 30 лет. У обоих моих детей есть свои дети. То есть он дамы и бунел, как сын сэрэш. Ель дамы и бунел, дамы, аштапто пенсия, мэнь по мэнь. Я не жду пенсию. Завтра, послезавтра, может, наступит, не знаю. И я обязательно желаю, чтобы в нашей семье родились наши дети. Вы сказали про одного ребенка. Я думаю, что это лицо, наверное, не похоже на девочку. Я не знаю, вы хотели бы девочку или мальчика первого ребенка. Этот торт олицетворяет ваше желание иметь детей? Я вижу тут очень много цветочков синенького и розовенького цвета. Это такое количество детей предполагается. Домни он и ле, у вас есть сварь, у вас есть беспребукурия. Sărbătoare. Și dacă tot este sărbătoare, atunci pe domnul Ion vrem să-l invităm în scenă, pentru că cu siguranță vrem să vedem ce sărbătoare și ce surpriză a pregătit pentru eroina noastră. Domnul Ion, mulțumim pentru tortă și este momentul potrivit în care te invităm în scenă. Succese mari! Я хочу преподнести вам маленький подарок. Подарок состоит в том, что если вы выиграете этот подарок, значит, есть какие-то шансы на наше будущее, создание семьи, любовь. Один виноградник брошу в этих пятерых, из этих пятерых опущу один виноградник, но вы не увидите. Почему не увидите? Потому что привяжу глаза, ленточку. Розовую, и вы возьмете один виноградник, и если бросите и попадете в одни из пяти этих, которые один уже есть, значит, это будет как присутствие обоих членов семьи, и, так скажем, невесту и мужа в одной семье. Ленточка, не знаю, попадает. Можете ее приравнять. Подойдите так с этой стороны. Ни один из них нету виноградника. Я сейчас его положу. Вот вам виноградник один. И не с большой высоты, а просто почувствуйте, что они есть. Да. Можете открыть глаза. Действительно, вы положили. Можете развязать глаза. Да, я. Вот в этой чашке вы положили, и оказалось две штуки. Спасибо большое. Ion, mulțumim pentru surpriza, îl dorim succese. Și mi-aș propune și ți-aș dori și mai mult să-ți găsești neapărat sufletul pereche. Ion, ca de altfel, ca de obicei, vine, voalează, grăiește așa tot superficial. Crăciu, verciu, zăputăți hăciu. Așa e felul lui de-a fi. Dar și surpriz такой же. Как тебе вообще surpriz? Ну, surpriz вот такой. Да, el. Показывающий человека. Говорящий. Да, говорящий сюрприз. Потому что он на самом деле, он каждый раз приходит, он производит на невест, производит очень неплохое впечатление сначала. Например, этот фуг. Да, но вот потом, когда он начинает путать следы и путаться в показаниях, он на самом деле очень много от этого теряет. Может быть, мой совет чисто, даже не тебе, потому что я понимаю, что no chance. Мой совет Иону, что не нужно пытаться кого-то обмануть, что-то недосказать. Будьте открытым. На самом деле, вы очень хорошо выглядите. Вы производите впечатление достойного человека. Но ваше вот это вот нежелание, вот этот вот дым вокруг вас, он на самом деле только вредит. Маша, это называется очарование. Нет, очарование, когда он молчит. А нет, когда он начинает говорить, уже все понятно. Пытается весь мир очаровать. Моя, это парерия ваша. Ту, Наталья, че парерия за этот потенциал мира к номеру 3? Мне кажется, человек еще сам немного не определился. Мы не помним, 55 дней, не определился. Da, bivait e такое. În cadrul acestei emisiuni am avut parte de trei potențiali miri. Ion, 38 de ani, Mihai, 42 și celălalt Ion cu vârsta de 54 de ani.
Ion, primul potențial mire, antrenor, a venit cu o surpriză absolut fantastică. Mihai, e că cu Mihai aici chiar am rămas profund marcată. De ce? Pentru că el vine pentru a doua oară în cadrul acestei emisiuni și a doua oară tot zice că nu și-a perfectat actele. Are un vis pentru a emigranți într-o țară străină ca să-și câștige pentru existența, pentru că în prezent are sponsorizare din partea rudelor. Și mai are ce? Are un vis ca să-și cumpere casă, masă, datori ca și de toți cei oameni care suntem pe acest pământ. Și Ion, celălalt director de companie, este de profesor de arte plastice și etc. Surpriza n-am înțeles, recunosc, voalată, nu știu cum se numește. Eu de obicei nu recomand pe nimeni, pentru că trebuie să sunt partea neutră, să zic că toată lumea este bună și alegeri să aparține. Astăzi o să spun eu pe cine să îți recomand. Ți l-aș recomanda pe domnul Ion Trail, da? Potențial mire. Dar el este așa voala de felul său de a fi și cel mai important este și o vârstă. El are 55, tu ai 40, eu cred că este și... pentru mine contează vârsta. Deci trebuie să fii mai în apropiere cu vârsta ta. Recomand cu încredere pe Ion. У нас, знаете, как бывает, из крайности в крайность. Вот у нас сегодня не две крайности, а три крайности. Две рыбы, два Иона. У нас какая-то сегодня магическая программа. Он аквариум. Что-то да, что-то в этом роде. Что я могу сказать? На самом деле, все три очень разных человека. Все три очень разных мужчины. Каждый привлекает внимание, вызывает интерес по-своему. И начнем с последнего Иона, который пускает пыль вокруг. Не то, что в глаза, а вообще все. Пыль. Магический пыль. Да. Он такой у нас, я уже сказала, кручу-верчу, запутать хочу. Он из всех на самом деле, естественно, привлекает внимание и вызывает хотя бы какое-то доверие первый жених. Это ж понятно. Да. Не надо складывать 2 и 2, он один единственный. Будет ли у вас какие-то возможные отношения? Как они сложатся? Выдержишь ли ты его напор по поводу того, какой я потрясающий и гениальный? Или просто отойдешь в сторону и скажешь: Ваня, я вот буду прислушиваться к вам, мне нравится, как вы там говорите о спорте, о том-то, о том-то. Не знаю, выйдешь ли ты с ним? Что тебе подсказывает твоя душа? Ну, это единственный мужчина вообще на этой передаче. Încearcă. Да, Наталья, в начале передачи я говорила, что есть в карте уязвимые точки, да? Но когда выбирается мужчина такого типажа, мы про это уже говорили сегодня, который себя очень сильно любит, и рядом с таким мужчиной невозможно построить отношения, потому что вся энергия направлена на себя. Это у нас первый кандидат. А второй кандидат, Михаил, и третий, Ион, они тоже попадают как раз вот на эту уязвимую точку в гороскопе, вот этот квадрат Марса к Нептуну из Девы, стрелец из 8 в 11 дом, которые, я объясню, что это, поясню, которые обещают проекты, планы, финансовые планы. Иногда могут даже обмануть. У вас есть показатель, что мужчина может финансово вас обмануть, то есть нечистоплотно себя повести. А обещают тоже большие горы, заоблачные замки, но, к сожалению, это не реализуется. К большому сожалению, и Михаил, и он попадает как раз и формирует даже очень сложную конфигурацию, оба из них. Именно на вашу уязвимую точку. Вот я даже не Ион, знаю... Я сказала, и он последний, и Михаил второй, да. Я даже не знаю, из двух зол, или, перефразирую, из двух уязвимых, таких слабых точек в вашем гороскопе, кого рекомендовать. То есть первый типаж, с которым вы можете выйти, провести красивый вечер романтический, может быть, и вечера даже. Или, ну... Вторых, конечно, второго, третьего не рекомендую, потому что слишком там много тумана. Да и вы не вписываетесь вот в их гороскопы. У них тоже разные судьбы. Поэтому девочки же рекомендовали Иона. Я не буду его пиарить. Ему и так хватает. Достаточно. Да, вы выбираете так, как вы считаете нужным. Но он вас очаровал. Он прям со своей Венеры, прям на ваш асцендент, на Луну, вот прям очаровал. Это я точно могу сказать. Но выбор за вами.
Da. Natalia este momentul potrivit în care îți facem invitația ca tu, de altfel, să-ți faci alegerea potrivită. Sunt trei bărbați potențiali care te așteaptă și te urmăresc de pe micile ecrane. Așteaptă cu sufletul la gură ca tocmai el, cel care te urmărește, se gândește că tu îl vei alege. Te duci, îți faci alegere și te așteptăm alături de partenerul potențial pentru a fi un mire. Vii, revii în scenă alături de cineva pe care îl alegi și tu. Succese mari! Какой приятный сюрприз. Здравствуйте. Я рад, что вы меня выбрали. Надеюсь, что у нас что-то получится. Я тоже надеюсь. С вами интересно общаться. Спасибо. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată vă îndemnăm să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut Iruna noastră, Natalia l-a ales pe Ioana Mar pentru mire și mireasă. Cu drag! Vouă însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrii și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi și nu uitați, rămâneți doar pe TV6. La revedere!